Domnul Dumnezeu a modificat puțin titlul înseamnă sale, care se numește astăzi o breșă în frontul nostru ideologic. În anul 20, în chiar toamna anului 1950, când avea venit de la Sătioara, îmbrăcat în haine de linie săină, țesut în război de fina amica care o din Turică din Turicești, cucerea prin concurs locul de reporter 2 la cartoferul cultural al postului în Radio Național, elita inteligenței Universității Bucureștene era dominată de tripleta de platină alcătuită din nici nu văruiam, nici nu risam, viitorii mei mentori, care aveau să mă onoreze mai târziu cu atenția lui prietenească. Antristul Vina Gărghiu, căruia se mai spunea și mexicanul, pentru deschiderea lui spre lumea sud-americană, italienistul Alexandru Balaci și cel mai elegant vorbitor de limba franceză, Valentin Ipati. Toți trei erau conferențiari universitari și toți trei se aflau în fericită apropiere mare de profesor Alexandru Rosetti, directorul celebru al editurii Fundațiilor Legale, cunoscut și sub apelativul de Șeraga. Sunt dator cu mereu fie recunoștință și admirație să vorbesc astăzi despre Mihai Gărghiu, pe care îl comemorăm la 100 de ani de la naștere, la Academia în care a fost cel mai deseamnă președinte al secției de arte, arhitectură, teatru și audiovisual. Acest lodean cu spirit de pantur, fiul de învățătoare grânceancă și de anticar craiovean, ambițios și citit, a dedicat inspirate pagini de literatură teatrală, de proză și de scenarii de film lui Tudor Vladimirescu. Împătimit de ființa acestui erou, i-a construit un portret devenit clasic. În egală măsură, edificiul cinematografiei noastre ecuare. În timpuri complicate, i-a dat aripi și prestigiu internațional, ceea ce i-a dus evident destituirea. Mă bucură de ocrotirea prietenească a lui Mihai Gărghiu 70 de ani de viața mea. Iar câțiva ani buni, zi de zi, am lucrat împreună cu el și cu studentul, atunci exmatriculat pentru formalism, Eugen Mihăescu, viitor grafician și pictor de rezonanță mondială. Am lucrat împreună la prima revistă românească de literatură universală, secolul 20, unică în spațiu vestic, supus stăvălugului globalizării reale socialiste sovietice. La începutul anilor 60, Mihai Gărghiu era deja traducătorul consacrat al marii poeziei engleze și, presupun de toate, cercetător și traducător curajos și inspirat în versuri discuții potrivite a tragediilor și scrierilor, dar și a poemelor americanului. Avea să fie sufletul și creatorul, filă cu filă, al secolului 20, pentru editarea publicației dăruindu-se cu energie, o știință și o fantezie inepuizabile, clădind cu fiecare număr, 3 ani de zile la rând, o oază de informație, de gândire și de cunoaștere directă prin traducere a celor mai de seamă valori ale scrisului european. Scrisul european în primul rând, apoi american, și sud-american, dar și sovietic dizident. Pentru că să nu uităm, secolul 20 a tipărit atunci celebra novelă a lui Alexandru Solzhenitsyn, o zi din viața lui Ivan Denisovici, la numai câteva luni de la apariția ei rusește. Și a ilustrat revista cu reproducerea ale tabloului marele pictor pravoslavnic Ilia Glazunov, la doar câteva luni de la închiderea scandaloasă de Cărbușo, expoziției acestuia, Mama Rusia. Secundat în ambiția lui de a da publicație învățișare grafică occidentală, secundat de fantezia expozivă a lui Eugen Mihăescu și slujit solidar de însuflețirea și dăruirea jurnalistică a secretarului general al publicației, adică Dinu Săraru, Mihai Gărghiu a conferit revistei o autoritate de far în răspund cu cerușirii universului realist socialist, care umblă nemilos atâtea tentative de evadare ale talentului scrisului românesc al vremii. Anii
Toza Grației 20 au fost însemnați și pentru ecoul național și internațional al revistei. Nu se putea însă ca acea ofensivă cuceritoare a spiritualității românești împotriva tiparelor timpului să nu stârnească reacții de împotrivire și de hărțuire ministerială și de partid la cel mai înalt nivel. Fiecare număr era rezultatul unei bătălii sleitoare și nu odată umilitoare, însoțită de analize pustiitoare, de reacții și admonestări în presa de partid. Până când, un comandor realist socialist, condus de criticul de artă al scândeii de atunci, Dan Hăurică, a creat toate premisele și argumentele ca după apariția unui număr întreg consacrat lui Hemingway la moartea acestuia, secolul 20 să fie considerat o breșă în frontul ideologic și trioul Mihnea Iordiu, Eugen Mihăescu și secretarul general de redacție Dinu Săraru să fie dați afară și comandorul Iisus Pomenit să preia conducerea. În vremea aceea am discutit cu o curiozitate firească, dar poate venit fără să vreau, credeam eu, biografia lui Mihnea, abordând un domn ce venise să-l caute la redacție. Semăna exibitor cu aristocrații care puteau fi văzut dimineața la cafeteria Nestor, unde își beau cafeaua cu lapte sau ceaiul de plante, sau întându-se protocolar de desfășurare. Amăgoarea domnului ministru, cu plecăciune prințesă, bucuros să vă văd. Amăgoarea domnului ambasador, amăgoarea prințe. Erau ultimii reprezentanți ai amorului aristocrației. Domnul abordat de mine reganța din care alitorie era fostul diplomat, secretar și apropiat al lui Nicolae Petulescu, boierul de neam evidențial Iosif Giroșeanu, tatăl biologic al fiicei adoptive a Mihnea Gărghiu. Fiica a cărei mamă era atât de frumoasă doamnă Manda Cultur, urmașă genetică a celebrului Bordeaux de la curtea lui Ștefan cel Mare, descris de la Vrancea de la Fusescaru, și urmașă pe linie maternă a boierului Luca Stoici, cel care a tradus în românește și diferit cu litere latine rugăciunea Tatăl nostru. Această doamnă era verișoară și cu prințul Antoan Lupescu, prietenul lui Marcel Proust. Doamne, m-am gândit eu atunci în sinea mea, în ce lume de legendă am intrat. Pentru că mulți ani mai târziu să întâlnesc legenda scrisă în cartea Epsidra Amorului, a prozatorului Iosif Giroșeanu, și să descoper în el un mare stilist și memorialist al limbii și literaturii române. Atunci, în dimineața acelei zile, Mihnea Gheorghiu venit la redacție, mi-a adus și deloc supărat, cum bănuiam eu cu îngrijorare pentru că stătuse în îndelung de vorbă cu primul soț al investitului, mi-a dăruit antologia Ernest Hemingway, The Man in His Work, tocmai apărut la Washington. Pe pagina de gardă a volumului, Mihnea scrisese, lui Dinu Săraru, și sublinia, în ziua în care nu m-a putut supăra pe el, 6 noiembrie, 1968.